dimineața și bine v-am regăsit! Urmăriți ProPatria! Săptămâna aceasta, pe lângă rubrica de actualitate militară, continuăm și seria poveștilor de viață ale militarilor răniți în teatrele de operații și care vor reprezenta România la Jocurile Invictus de anul viitor. S-au împlinit 165 de ani de la înființarea Statului Major al Apărării, iar în acest sens avem mai târziu un film realizat de colegii de la Studioul Cinematografic al Armatei. Este oficial. România achiziționează 32 de avioane de luptă F-35 din Statele Unite ale Americii, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Este cea mai scumpă achiziție din istoria armatei române. Fondurile necesare vor fi asigurate de la bugetul de stat sau prin împrumuturi ori garanții oferite de guvernul american. Cele 32 de aeronave vor forma două escadrile de aviație, iar aceasta este prima fază a programului, urmând ca în a doua etapă să fie cumpărate alte 16 avioane F-35 pentru încă o escadrilă. Primele aeronave vor ajunge în România după anul 2030. Proiectul a fost adoptat miercuri de Senat în calitate de for decizional. Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare din Câmpul Lung Moldovenesc a împlinit în această săptămână un secol de existență. Instituția continuă tradițiile Liceului Militar Ștefan cel Mare, înființat la 25 noiembrie 1924 la Cernăuți. În timpul celui de-al doilea război mondial, liceul a fost mutat în mai multe garnizoane din țară, printre care Roman, Târgoviște și Timișoara, urmând ca în anul 1956 să se stabilească definitiv în Bucovina, la Câmpul Lung Moldovenesc. În cei 100 de ani de existență au absolvit peste 12.000 de elevi, cuprinși în 80 de promoții. Cei mai mulți dintre aceștia au îmbrățișat ulterior cariera militară, iar peste 200 dintre ei au fost avansați la gradul de general. Onoare deosebită să fiu la comanda acestei instituții atunci când sărbătoresc 100 de ani de existență, mai ales că provin și eu din rândurile acestor elevi, sunt absolvent al promoției 1996 a acestei prestigioase instituții de învățământ militar. Elevii beneficiază de cele mai înalte standarde și condițiile de trai sunt la un nivel mult mai ridicat față de perioada în care noi am petrecut cei 4 ani în colegiu. Acest an a decurs bine, au fost plin de încercări. Mă consider foarte norocoasă că am avut parte de promoția în care se află și centenarul și sper ca în continuare să meargă totul foarte bine. Cu mulți ani în urmă, mai mult de 50, am absolvit această școală care mi-a dat aproape tot ce însemna și era important pentru primii mei pași în profesie și în viață. Liceul militar m-a învățat și să fiu bărbat, liceul militar m-a învățat să fiu om, liceul militar m-a învățat să-mi iubesc patria, pentru că probabil că o iubeam și înainte, simțeam românește, dar nu știam să exprim lucrul ăsta. Cu ajutorul elevilor mai mari am trecut peste toate provocările, profesorii și cadrele au fost alături de noi în toate momentele noastre grele și mă bucur să fac parte din familia acestui colegiu. Sunt medic și sunt aici ca fost absolvent prima promoție 1956, promoția de la Iași. O instituție de educație de mare performanță, cum e acest liceu, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare, este impresionantă. Înseamnă un parcurs glorios, plin de succese, dând societății române și armatei române elite, valori care și-au îndeplinit misiunea de-a lungul celor 100 de ani. Ne-am bucurat să fim alături de oameni care au pus piatra de temelie la acest liceu. Ne-am bucurat să fim alături de cei ce au deschis, de fapt, poarta liceului. Am venit în liceul militar în 1968. Am predat matematică, am predat fizică, am predat desen, am predat astronomie. Mă bucur că m-am întâlnit cu foști elevi care sunt generali. Altă mândrie nu pot avea.
Aici am pus bazele a ceea ce a însemnat pentru mine mai departe cariera militară. Aici am construit acea temelie de cunoaștere. Aici am înțeles ce înseamnă camaraderia, aici am înțeles ce înseamnă spiritul de echipă. Aici mi-am făcut prieteni care durează, iată, de o viață. Și aici am înțeles valoarea seriozității și responsabilității în orice domeniu, dar cu atât mai mult în domeniul militar. Urez șoimilor ce acum își deschid aripile să fie serios, să învețe și să ducă mai departe acest spirit mușatin. În minutele următoare la ProPatria, știri pe scurt din mediul militar. Ministerul Apărării a organizat luni 11 noiembrie ceremonii militare și religioase cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații. Semnificația acestei zile pentru Armata României este legată și de faptul că, în 2003, a căzut la datorie sublocotenentul postmortem Iosif Silviu Fogoraș, primul militar român decedat în Teatrul de Operații din Afganistan. În capitală, la monumentul eroilor căzuți în Teatrele de Operații, au fost depuse coroane de flori și a fost înmânat drapelul de luptă comandamentului componentei terestre, general Alexandru Cernat. O activitate deosebit de onorantă și o activitate care va rămâne în cartea de onoare a comandamentului componentei terestre. Activitatea de astăzi nu vine decât să consfințească faptul că această structură este o structură pe care Armata României se bazează și este în măsură să exercite comanda și controlul structurilor din subordine. La sediul brigăzii 8 rachete operativ-tactice Alexandru Ioan Cuza din Focșani, ministrul apărării Angel Tâlvăr a acordat distincții militare și a transmis un mesaj de recunoștință tuturor militarilor care au executat misiuni externe și în special celor care au fost răniți și a adus un pios omagiu eroilor care și-au pierdut viața în teatrele de operații. Astăzi la Focșani, ca și în alte orașe ale țării, le prezentăm respectul nostru celor care fie au plătit sacrificiul suprem, fie s-au întors din teatrele de operații răniți, oameni care sunt un model pentru noi ceilalți din cadrul Armatei României, oameni care ne motivează și care demonstrează că țara merită orice sacrificiu. Am fost întotdeauna mândru când mă întâlneam cu omologii ai mei, cu miniștrii apărării, care mi-au vorbit la superlativ despre militarii români. Încă o dată le mulțumim pentru serviciul adus patriei și așa cum spunea unul dintre cei care astăzi au vorbit aici, unul din veteranii răniți, cu toții facem parte din marea familie a Armatei României. Statul Major al Apărării a împlinit în această săptămână 165 de ani, de când, la 12 noiembrie 1859, prin înaltul ordin de zi cu numărul 83 al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a luat ființă Corpul de Stat Major General pentru structurile de război din Țara Românească și Moldova. Cu acest prilej, în cadrul ceremoniei militare de aniversare, drapelul de luptă al Statului Major al Apărării a fost decorat de președintele Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României, în grad de comandor cu un semn de pace pentru militari. Sunt extrem de onorat să fiu la conducerea Statului Major al Apărării în această perioadă. Într-adevăr, au fost niște condiții deosebite pentru această festivitate, dar ca militari suntem pregătiți și am demonstrat și prin această festivitate că Armata României este pregătită în cele mai grele condiții. Ceremonia militară a fost urmată de un simpozion organizat în aula Ministerului Apărării Naționale, în care au fost prezentate principalele repere istorice care au marcat evoluția Statului Major al Apărării. Iar Opera Națională din București a găzduit concertul ProPatria Semper 165, susținut de Orchestra Reprezentativă a Armatei.
Palatul Cercului Militar Național a găzduit în zilele de 13 și 14 noiembrie cea de-a 6-a ediție a Conferinței Internaționale Gândirea Militară Românească. Tema evenimentului: strategii de apărare și cooperare militară pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre, a fost abordată în contextul aniversării celor 165 de ani de la înființarea structurii militare de conducere a armatei. Conferința a oferit o platformă relevantă pentru dezbateri constructive în ceea ce privește promovarea cooperării internaționale prin stimularea dialogului între statele riverane Mării Negre și aliații NATO, precum și identificarea modalităților de îmbunătățire a capacităților de apărare prin exerciții comune, formare militară și schimburi de informații. La eveniment au participat specialiști din domeniul securității din țară și din străinătate, reprezentanții ai categoriilor de forțe și instituțiilor de învățământ militar și civil, precum și invitați din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională. În cadrul Conferinței Internaționale de la Palatul Cercului Militar Național au fost decernate premiile revistei Gândirea Militară Românească, un eveniment anual ajuns acum la 26-a ediție. 160 de ani s-au împlinit de la înființarea acestei reviste oficiale a Statului Major al Apărării, denumite la înființarea ei în 1864 România Militară. Din 25 de lucrări selecționate în concurs, tipărite în 2023, 5 au fost premiate, precum Inteligență și Securitate Nucleară sau studiu privind influența mediului operațional asupra acțiunilor militare. În plus, au mai fost oferite premiul special și cel de excelență. Navele din compunerea grupului operativ pentru combaterea minelor marine din Marea Neagră s-au aflat timp de 3 zile într-o escală în portul militar Constanța. Echipa de comandă a grupării navale s-a întâlnit cu oficialii forțelor navale române, cu care a discutat despre relațiile operaționale din bazinul Pontic. Momentul a însemnat și încheierea celei de-a treia activări din acest an a grupării navale turco-bulgaro-române, la care a participat și dragorul maritim 29, locotenent Dimitrie Nicolescu. Timp de 2 săptămâni, grupul operativ a executat misiuni specifice de monitorizare și cercetare împotriva minelor marine și activități de asigurare a traficului și libertății de navigație în Marea Neagră. Academia Forțelor Navale Mircea cel Bătrân din Constanța împlinește 152 de ani de la înființare, iar cu această ocazie au fost inaugurate 6 laboratoare, printre care unul de știința materialelor, un laborator de turbine cu aburi și gaze și o centrală electrică dotată cu echipamente de ultimă generație. Academia Navală Mircea cel Bătrân din Constanța se ridică la standardele cele mai moderne și este compatibilă și comparabilă cu celelalte academii navale, nu doar din Europa, ci din întreaga lume. Cu ocazia sărbătoririi a 152 de ani, am inaugurat 6 laboratoare, 2 sunt achiziționate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar 4 laboratoare sunt atât din fondurile instituției, cu sprijinul Statului Major al Forțelor Navale, dar și prin planul de cercetare sectorial al Ministerului Apărării Naționale. Suntem fericiți că am ajuns în acest punct. Tocmai ce am dat în folosință un laborator de știința materialelor pe care trebuie să-l folosească orice inginer din această țară. Avem un laborator de turbine cu aburi și gaze. Toate navele moderne au ca sistem principal de propulsie turbine cu gaze. O centrală electrică care este nou-nouț, echipamente de ultimă generație și un sistem de acționări hidraulice și pneumatice care, iarăși, ca orice inginer, trebuie să știe să folosești așa ceva. O mare realizare pentru noi, suntem fericiți că le avem. Toate acestea sunt necesare. De ce? Pentru că, în primul rând, pe tot ceea ce înseamnă industrie maritimă, că discutăm de forțele navale, că discutăm de marină comercială, absolut toate echipamentele utilizate sunt echipamente de noutate. Suntem cu un pas înainte, suntem cu, să spunem, cu toate elementele acestea specifice părții de educație și părții de cercetare, pentru că, vedeți, timpul nu stă în loc. Le adresez urările noastre de bine din partea conducerii forțelor navale, să aibă puterea de muncă și sănătatea care să le permită să ducă mai departe astfel de proiecte, să vină cu elemente noi care să îmbunătățească ceea ce deja s-a realizat și să nu se oprească niciodată.
Așa cum ați urmărit cu câteva minute înainte în actualitatea militară, Statul Major al Apărării a împlinit săptămâna aceasta 165 de ani de la înființare. Colegii de la Studioul Cinematografic al Armatei au realizat un film despre istoria structurii centrale a Armatei României. Armata română, de-a lungul timpului, și-a câștigat un loc bine meritat în istorie, dar și în inimile românilor, contribuind decisiv la apărarea și existența poporului român. Instituția militară, precum și structurile sale de concepție, conducere și execuție, au trecut prin ample și continue transformări în planul organizării, atribuțiilor, metodelor, dar și artei militare, în acord cu situația sociopolitică națională și internațională. Independent de denumirea sub care a funcționat, Statul Major al Apărării, Statul Major General sau Marele Stat Major a reprezentat și reprezintă și astăzi o instituție etalonă a armatei. Deși din cele mai vechi timpuri a apărut nevoia unei entități militare unice de concepție și organizare, domnitorul Alexandru Ioan Cuza este cel care, prin înaltul ordin de zi numărul 83 din 12-24 noiembrie 1859, a pus bazele moderne ale Statului Major General. Primul șef al structurii a fost Grigorie Gărdescu, dar cea mai importantă contribuție în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza a avut generalul Ioan Emanuel Florescu, care a fost de mai multe ori ministru al armatei și în același timp și șef al Statului Major General. În anii următori s-a creat cadrul favorabil pentru implementarea unor măsuri ample privind perfecționarea și diversificarea organelor de comandă și control ale organismului militar. Legea de organizare a puterii armate din 1864 preciza că domnitorul se afla în capul armatei, înconjurat de casa sa militară, iar ministrul de război era intermediarul domnitorului pentru comenduirea și administrarea armatei. Pentru Statul Major General s-a hotărât o altă structură, care cuprindea doar generalii de divizie și brigadă destinați a comanda marile unități tactice ale armatei. Pe lângă Statul Major General se alcătuiește un corp de stat major în care intrau ofițerii de la gradul de colonel până la cel de capitan inclusiv. Reformele lui Alexandru Ioan Cuza au fost continuate de domnitorul Carol I, urcat pe tron în mai 1866. Ele și-au dovedit eficiența în războiul din 1877-1878. În timpul războiului de independență, Marele Cartier General a funcționat succesiv în localitățile București, Poiana, Craiova, Corabia și pe malul bulgăresc al Dunării. La 15-28 iulie 1914 a izbucnit, pe neașteptate, primul război mondial. Marele Cartier General a fost mobilizat în seara zilei de 15-28 august 1916, fiind format din 4 comandamente de armată, 6 comandamente de corp de armată, 20 de divizii de infanterie, 2 de cavalerie, 5 brigăzi de călărași, 1 de crăniceri, 4 escadrile de avioane și structuri de marină. La începutul lunii martie 1917, Armata română a fost temeinic reorganizată și aici trebuie să evidențiem și contribuția foarte importantă a misiunii militare franceze conduse de generalul Henri Mathias Berthelot, astfel că a fost capabilă să-și ia revanșa în marele bătălie de la porțile Moldovei din iulie-august 1917, bătălie de la Măreș, Mărășești, Oituz. În anul 1918 s-a realizat Unitatea Națională. Crearea României întregite a schimbat poziția geopolitică și geostrategică a țării.
Campaniile militare din perioada 1918-1919, conduse de structura de stat major a armatei române, au vizat reorganizarea armatei, revenirea în granițele statale firești, ducerea ofensivei în Transilvania, dar și continuarea războiului până la capitularea țărilor care au format mica înțelegere. Vecinătățile erau altele și prin urmare a trebuit edificată o nouă concepție de apărare a țării și acest lucru a revenit statului major al apărării. Teritoriul național a fost împărțit în teatre de operații, iar în mijloc se afla concentrată rezerva strategică, reduitul central strategic în podișul Transilvaniei. Acest model defensiv românesc este o creație a statului major al apărării. Spuneam că a funcționat în condiții acceptabile, dar schimbarea raporturilor de forță a echilibrului european în anii 1938-1940 a făcut ca acest model să fie inoperant și în vara anului 1940 România a fost dezmembrată teritorial prin notele ultimative sovietice din 26-28 iunie 1940, apoi prin dictatul de la Viena din 30 august 1940 și prin tratatul de la Craiova din 7 septembrie 1940. Aviația noastră urmărește și bombardează continuu coloanele iranice retrage. Participarea armatei române la al doilea război mondial s-a încadrat într-un război de coaliție. Activitatea Marelui Stat Major pe timpul campaniei din Est a fost influențată de natura relațiilor politice și militare româno-germane. În consecință, Marele Stat Major, în cea mai mare parte a războiului, nu a avut posibilitatea de a concepe planuri de operații și de a conduce efectiv mari unități de luptă. Prin actul de la 23 august 1944, România a rupt legăturile cu AXA și s-a alăturat Națiunilor Unite. După război, țara intră în sfera de influență sovietică. La București se instaurează un regim comunist, iar armata trece sub coordonarea Comisiei Aliate de Control. Urmează un deceniu greu pentru Marele Stat Major, nevoit să adopte doctrina și regulamentele sovietice. Între 1955 și 1960 au loc trei reduceri consecutive ale efectivelor armatei. În această perioadă, fiind îndepărtate peste 2000 de cadre militare, necorespunzătoare din punct de vedere profesional sau cu date social-politice negative. Desprinderea de Uniunea Sovietică în vara anului 1958 generează un amplu proces de reformare structurală a armatei. În această idee, Marele Stat Major face eforturi susținute pentru definirea noului concept al doctrinei naționale de apărare a patriei de către întreg poporul. Pentru constituirea gărzilor patriotice în armate, înființarea de mari unități mecanizate de tancuri, dar și reînființarea trupelor de vânători de munte. După anii 80, armata română trebuie să se adapteze regimului sever de economisire a resurselor impus de către autoritățile comuniste, în timp ce efective de militari sunt trimise să lucreze pe șantier, în mine sau în agricultură. Evenimentele din decembrie 1989 au demonstrat că armata a fost puternic ancorată în idealurile poporului român. Momentul istoric a deschis calea promovării unor importante reforme și la nivelul organismului militar, cu scopul reconectării armatei române la modelul democratic occidental de dezvoltare. Marele Stat Major devine statul major general prin transferarea unor atribuții către cele trei categorii de forțe ale armatei, având ca obiectiv fundamental transformarea organismului militar dintr-o structură aservită politic partidului unic într-una modernă și bine echipată. Ca o expresie a materializării conceptului de control civil al forțelor armate,
Începând din 1994, la conducerea Ministerului Apărării Naționale este numit un ministru civil. Noul context legal impune și o restructurare a statului major general. Structura, formată din 8 direcții tip joint, vizează mai multe obiective, printre care și reformarea sistemului de resurse umane prin crearea unui nou mod de selecție și promovare a personalului pe baza ghidului carierei militare. În această perioadă sunt demarate mai multe programe de modernizare a tehnicii de infanterie, de revitalizare a avionului MiG-21 și a elicopterului IR-330. Se modernizează fregata Mărășești și se derulează mai multe programe majore de înzestrare. Activitatea în domeniul militar este reorientată ca urmare a stabilirii cu fermitate a obiectivului strategic al țării de integrare în structurile euroatlantice. În anii următori, statul major general organizează și conduce misiuni militare românești în diferite teatre de operații în zone fierbinți ale lumii, precum Angola, Somalia, Kosovo, Bosnia-Herzegovina, Irak și Afganistan. Toate acestea cântăresc decisiv în procesul de aderare la NATO și UE. La Praga, în cadrul summitului NATO din 21-22 noiembrie 2002, se ratifică decizia de integrare a țării noastre în structurile Alianței Nord-Atlantice, urmând ca 2 ani mai târziu, pe data de 2 aprilie 2004, steagul României să fie înălțat alături de cel al celorlalți membri în cadrul unei ceremonii la sediul Alianței din Mons. Începând din anul 2006, după adoptarea legii 346 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, dar și a strategiei de transformare a Armatei României, statul major general devine o structură centrală, subordonată nemijlocit ministrului. Conform legii, structura asigură conducerea, organizarea, planificarea și operaționalizarea forțelor, ridicarea graduală a capacității de luptă și mobilizarea armatei, conducerea operațiilor întrunite, antrenarea comandamentelor și trupelor, pregătirea personalului militar în activitate și în rezervă, precum și managementul carierei. Statul major general are competențe și în domeniul planificării armamentelor, încheierii de înțelegeri tehnice cu armatele altor state, standardizării în domeniul militar, implementării sistemelor de comandă, control, comunicații, logistică, infrastructură, desfășurării relațiilor internaționale la nivelul armatei, asistenței religioase în Ministerul Apărării Naționale, dar și promovarea valorilor specifice culturii militare. În anii următori, statul major general și-a dovedit valoarea fiind capabil să acționeze rapid și eficient pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite și realizarea capabilităților angajate de România în cadrul pachetului de forțe NATO, precum și pentru executarea misiunilor specifice ale Armatei României pe timp de pace sau la criză. Începând din 2018, statul major general devine statul major al apărării, o structură flexibilă și modernă, încadrată cu personal cu înaltă expertiză și experiență în funcții de comandă și concepție. În prezent, militarii români asigură securitatea granițelor naționale și participă în același timp la misiuni internaționale de combatere a terorismului, de sprijinire a păcii și umanitare, sub egida NATO, UE, ONU și OSCE. Mediul actual de securitate și în special cel regional a fost profund afectat după 24 februarie 2022, moment în care Federația Rusă a invadat Ucraina, încălcând flagrant ordinea internațională bazată pe un set de valori comune. Având în vedere amplasarea geografică a Ucrainei, zona extinsă a Mării Negre a dobândit o importanță relevantă în noul context de securitate, în România, Franța a preluat rolul de națiune cadru a grupului de luptă, mai mult, la Mihail Cogălnicianu, detașamente din diferite state aliate, precum Italia, Germania, Spania, Țările de Jos, Canada, Marea Britanie, au contribuit și continuă să participe în sistem rotațional alături de piloții români la misiunea NATO de poliție aeriană.
Eforturile naționale au fost concentrate pentru asigurarea nivelului operațional și concretizarea proiectelor multinaționale NATO de pe teritoriul național, respectiv Unitatea de Integrare a Forțelor NATO, Brigada Multinațională Sud-Est, Comandamentul Diviziei Multinaționale de Sud-Est, precum și Comandamentul Corpului Multinațional de Sud-Est. România are un parteneriat strategic robust cu Statele Unite, care include prezența militară americană la baze precum cea de la Mihail Cogălnicianu și cooperarea în proiecte comune de apărare, inclusiv sistemul de apărare antirachetă de la Deveselu. Acest parteneriat întărește apărarea pe flancul estic și poziția României ca aliat de încredere în NATO. Consolidarea posturii aliate de descurajare și apărare și implementarea măsurilor specifice privind prezența înaintată consolidată în flancul nord-estic al NATO au constituit, de asemenea, o prioritate pentru Armata României, care și-a menținut contribuția privind dislocarea unui detașament de apărare antiaerian în Polonia, în cadrul grupului de luptă condus de SUA. Totodată, în anul 2023, un detașament al forțelor aeriene române cu avioane F-16 a fost dislocat în Lituania sub comandă NATO pentru a asigura integritatea spațiului aerian al statelor baltice. Forțele navale române colaborează strâns cu flotele aliate pentru a securiza regiunea Mării Negre, o zonă de importanță strategică unde NATO desfășoară exerciții navale și operațiuni de supraveghere maritimă pentru a descuraja orice provocare din partea actorilor care amenință securitatea regională. Totodată, Armata Română participă, începând cu anul 2023, la Comandamentul Forței pentru Sprijin și Lovire, Strike for NATO, și Comandamentul NATO din Bosnia și Herțegovina și continuă participarea la operațiile NATO din Irak. Nu în ultimul rând, militarii români participă la toate operațiile și misiunile militare din cadrul politicii de securitate și apărare comună. Prin oamenii săi, statul major al apărării a dovedit că a fost, este și va fi pivotul central în domeniile planificării, organizării, operaționalizării și conducerii structurii de forțe, creierul și inima organismului militar. Cu ocazia sărbătoririi la 11 noiembrie a Zilei Veteranilor din Teatrele de Operații, la Curtea de Argeș s-a organizat ca în fiecare an duatlonul Regal Invictus. 300 de participanți au luat startul concursului organizat de Asociația Voluntarilor Invictus sub înaltul patronaj al Casei Regale a României. Evenimentul aduce un omagiu eroilor care au luptat și continuă să lupte pentru România în misiunile internaționale. 3, 2, 1, start! Anul acesta am reușit să aducem la Curtea de Argeș peste 350 de alergători și bicicliști și de asemenea foarte mulți oameni de aici, din Curtea de Argeș și din orașele limitrofe, care au venit să privească, să încurajeze militarii răniți, să încurajeze participanții pe timpul desfășurării probelor. Este modul în care noi ne arătăm aprecierea pentru veteranii teatrelor de operații, pentru că acest eveniment se organizează anual pentru a onora veteranii teatrelor de operații. Chiar la început, evenimentul a luat startul cu proba persoanelor cu dizabilități. Am avut la start și militarii răniți în scaun rulant, Invictus, copii de toate vârstele, femei, bărbați, toți au fost bineveniți în cadrul evenimentului. Ce ai făcut astăzi aici? M-am plimbat cu bicicleta și am alergat. Și a fost dificil pentru tine? Puțin da, că nu știu cum să respir și am obosit. Văd că ai primit și o medalie, poți să-mi arăți și mie? Da. Ești mândru de această medalie? Da. Ce reprezintă pentru tine? Reprezintă că am participat și că
am dat ce am ce mai mult din mine. Și ce ai făcut astăzi? Am alergat și m-am plimbat cu bicicleta. Este prima participare pentru tine? Pentru mine a fost a treia oară la concursul acesta. Ți-a plăcut? Da, foarte mult. Îți doresc să vii și anul viitor la duatlonul Regal Invictus? Da, pentru că a fost foarte frumos. Mi-a plăcut mâncarea care au fost-o la standuri. Ne bucurăm să fim alături, să participăm la a șasea ediție a duatlonului. Este o tradiție pentru noi. Dorim să promovăm spiritul Invictus, camaraderia. Dorim să ducem mai departe aceste valori sănătoase atât pentru societate cât și pentru mediul militar. V-ați așteptat să câștigați această probă? Nu, am venit mai mult ca un antrenament. Este a doua mea participare aici. Anul trecut am participat la cross. La această ediție m-am clasat pe poziția numărul 1. Deci am câștigat ediția surprinzător. O să revin cu plăcere. Este un concurs foarte frumos, bine organizat și e plăcut să fii înconjurat de atâta lume care face sport. Se poate face sport, indiferent de dizabilitate, indiferent de greutățile vieții, pentru că sportul înseamnă sănătate, în primul rând. Și este o mare onoare pentru noi ca militari să fim alături de ei la acest duatlon regal. În plus, față de probele specifice acestui eveniment, am avut un atelier de prim ajutor și ne-am bucurat de prezența tuturor structurilor specializate în acest domeniu din Curtea de Argeș și chiar din Pitești, care au venit să învețe pe cei care au fost astăzi prezenți cum să salveze o viață. Continuăm ProPatria cu seria poveștilor de viață ale militarilor români răniți în teatrele de operații și care vor reprezenta România la Invictus Games Vancouver and Whistler 2025. Astăzi aflăm povestea de viață a caporalului clasa a treia, Costică Crintea. A fost greu încercat de destin, atât prin pierderea unor oameni dragi într-un timp scurt, cât și din cauza incidentului din ultima misiune în care a fost grav rănit. S-a alăturat proiectului Invictus și este mândru că poartă din nou echipamentul cu însemnele Armatei României. Viața m-a pus la grele încercări. Într-un timp foarte scurt mi-a decedat soția, tatăl și am fost foarte grav rănit în misiune. De noi depinde dacă rămânem la pământ sau ne ridicăm să mergem mai departe. Sunt caporal clasa a treia, în rezervă Crintea Costică, am fost militar în termen în 97 și am decis, după terminarea stagiului militar obligatoriu, să rămân în armată. La batalionul 341 Infanterie Rechinii Albi până în 2014, când am trecut în rezervă. Am participat la 3 misiuni în teatre de operații, în Kosovo în 2005, în Irak în 2008 și în Afganistan în 2011, când am fost rănit. Pe 16 iulie eram într-o misiune de patrulare, cercetare, în area de responsabilitate. Am ajuns la capul ariei de cercetare, unde a fost detonat un dispozitiv improvizat. Pur și simplu am fost aruncat pe o parte a autostrăzii, pe cealaltă parte. În timpul exploziei, bucăți de metal s-au înfipt în vestă, cască, mi-au pătruns în abdomen, unde am avut hemoragie internă. Mi-am acordat singur primul ajutor, deoarece fiind sanitar, am știut să-mi acord primul ajutor. Gândul meu atunci a fost doar la copil. A fost gândul, știind că era mic și nu mă avea decât pe mine. A fost foarte greu. Și m-am rugat la Dumnezeu ca să mă țin în viață pentru copilul meu. Din
din 2012 până în 2014 a durat recuperarea și tot ce mi s-a făcut. Viața s-a schimbat, a fost o perioadă foarte grea, cu depresii, stând singur, nu având decât copilul, a fost foarte greu. Dar pentru el am luptat ca să pot să merg mai departe. Camaradul meu, Ionel Bida, care m-a ajutat foarte mult din 2011 și până în prezent, tot îmi povestea, tot îmi spunea de proiectul Invictus și în 2023 am decis ca să vin. Camarazii și colegii din echipa Invictus m-au primit foarte bine, m-au sprijinit în tot ce a fost. Mă sprijină foarte mult și viitoarea soție și băieții mei. Acum am doi copii care îmi sunt alături. Singur este foarte greu să răzbești. Cu ajutorul lui Dumnezeu m-am ridicat. Și sunt azi aici. Și fac parte din echipa Invictus. Fiind în rezervă, pentru mine jocurile Invictus, că pot să reprezint România și pe terenurile de sport, să îmbracă acest training cu insignele Armatei Române și Invictus și tricolorul, e ceva care îți dă o bucurie în suflet. Sunt la prima participare a Invictus. Emoțiile sunt foarte mari, dar din ceea ce mi-au povestit camarazii mei, este un sentiment aparte. Nu poți să-l trăiești tot timpul. La jocurile Invictus din Canada particip la rowing, ski, skeleton, volei din șezut. Vreau să urc pe un loc cât mai bun și la următorul, poate nu se știe, poate și o medalie. Și acum la ProPatria Meteo Militar. Aflăm dacă starea vremii va influența săptămâna viitoare misiunile planificate. Iulia Plian, meteorolog aeronautic în comandamentul componentei aeriene, este alături de noi în platou. Bună dimineața! Bună dimineața! Cum va fi vremea săptămâna viitoare? Vom avea parte de ninsori? Depinde la ce regiune facem referire. Însă da, săptămâna viitoare ne așteaptă ninsori. Vă spun mai multe imediat! În prima parte a săptămânii, regimul termic nu va suferi schimbări majore. Cerul va fi variabil, cu ceață sau nebulozitate joasă de tip stratiform dimineața. Miercuri este prognozată o încălzire temporară, care va preceda însă o răcire majoră până spre sfârșitul săptămânii. Temperaturile vor scădea până spre sau chiar sub valorile medii specifice perioadei. Precipitații importante din punct de vedere cantitativ vor apărea spre mijlocul săptămânii, inițial în vestul țării, urmând ca mai apoi să se extindă în majoritatea regiunilor. În jumătatea nordică a țării, precipitațiile vor fi cu precădere sub formă de ploi și lapoviță, iar temporar ninsoare, în special la munte. Trecând în sfera operațională, militarii din forțele terestre vor trebui să se adapteze regimului termic și fluctuațiilor acestuia. Pe vânătorul de munte îi așteaptă precipitații solide și temperaturi cu precădere în jurul valorii de 0 grade. Și pentru zborul aeronavelor din forțele aeriene, în unele regiuni, vremea va reprezenta o provocare. Deseori, în special la baza aeriană de la Câmpia Turzii, nivelul de îngheț se va situa la sau în apropierea solului, ceea ce, cel puțin dimineața, când e prognozată ceață sau o nebulozitate joasă, compactă, zborul aeronavelor, în special al elicopterelor, va fi afectat. Deasupra Mării Negre și în zona litorală, vremea se va menține destul de stabilă până spre sfârșitul săptămânii. De joi, aerul rece va cuprinde și regiunea sud-estică, însă diferențele de temperatură nu vor fi atât de pregnante precum în celelalte regiuni. Tot atunci sunt prognozate și precipitații moderate cantitativ. Acestea au fost datele despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție! Doamnelor și domnilor, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii ProPatria. Ne găsiți și pe Facebook. Căutați ProPatria mea APN. Ziarul Observatorul Militar poate fi citit pe site-ul presamil.ro, iar în fiecare sâmbătă dimineața de la ora 9:05, emisiunea Jurnal Militar este difuzată pe Radio România Actualități. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu televiziunea română. La revedere!